Astăzi o să facem o tunsoare pentru copii. Bineînțeles, nu puteam să fac cu altcineva decât cu fratele meu, Darius. Bravo! Înainte de toate, spălăm foarte bine părul. Tu faci masaj. Așa, și după ce l-am spălat foarte bine, o să alegem partea de top, să o izolăm cât timp tundem lateralele. Și acum, bineînțeles, uscăm foarte bine partea de spate și lateral ca să putem tunde. După ce am uscat bine părul, luăm numărul 2 și tundem tot surplusul de care nu avem nevoie. Eu, de exemplu, nu merg niciodată pe forma capului, tot timpul când ajung aici unde este forma asta puțin mai bombată, mă duc pe drept. La spate la fel, la osul occipital, când ajung, nu îl iau pe forma capului, mă duc în continuare pe drept. După ce am scăpat de surplusul de păr, de care nu avem nevoie, luăm 1,5 și ne ducem cât mai aproape de linia asta să ne formăm primul ghid. Acum, după ce am hotărât până unde vom urca cu tunsoarea din mașină și după ce am aprins becul ăsta de aici, putem să trecem să dăm prima linie ghid de jos, adică cea mai scurtă din tunsoarea noastră. Este foarte important ca prima linie ghid să o facem cât mai dreaptă, pentru că toate liniile se vor ghida după această linie. Dar înainte să trecem mai departe, cu mașina de contur vom pierde tot ce înseamnă linie de plantație. Asta ca să ne ducem cât mai aproape de pielea capului. Și dacă vrem și mai mult de atât, mai jos de contură, putem să dăm cu shaper-ul puțin. Eu de obicei scutur foarte mult părul de pe client. În primul rând că atunci când mă tundeam, mă enerva foarte mult dacă eram plin de păr.
În al doilea rând, văd mult mai bine lucrarea și ce trebuie să fac la pasul următor. Am luat numărul 1. Iar cu numărul 1 vom urmări linia ghid, dar vom urca o jumătate de centimetru. Deci mai facem încă o linie. Deci avem linia de jos și linia de sus. Și de aici începem să pierdem. Eu, de exemplu, pierd tot timpul de la mare la mic, adică pierd partea de sus prima dată și partea de jos, exceptând partea asta care vom lua din foarfecă după aceea. Acum, cu unul deschis, vom pierde linia asta. La pierderi folosim foarte mult colțul mașinii. Dacă la linie am dat-o cu mașina dreaptă, la pierderi încercăm cât de mult să folosim colțul mașinii. Chiar dacă pare că pun toată mașina, mașina o ține înclinată așa și atunci intră doar un colț. Dacă cumva linia nu se pierde și nu tot timpul se pierde din prima, cu el deschis la maxim, îl închidem puțin și mai dăm în zonele care sunt mai întunecate. Linia de jos pe care am făcut-o cu 0, o să începem cu grătarul cu 0,5. Cu colțul mașinii încercăm să pierdem cât mai bine linia și să nu urcăm mai sus, să dăm exact pe linie. Și acum ne vom forma și în partea de top o șuviță ghid pe care o luăm din mijloc, facem o linie dreaptă, puțin în lateral față de mijloc, facem încă una în partea cealaltă, pieptănăm bine părul în ambele părți, că nu avem nevoie de el acum, și scoatem doar șuvița din mijloc. Șuvița din mijloc o pieptănăm bine, o ridicăm sus pe drept, o ridicăm în așa fel încât și aici, dar și aici, să avem unghi de 90 de grade, iar el va ține capul perfect drept. Și voi tunde, acum este tuns pe forma capului, adică așa, pleacă așa. Mie îmi place foarte mult să tund de la breton, care e cel mai lung, drept spre spate și din cauza formei capului, unde aici coboară puțin, partea de breton va fi mai lungă față de partea din spate și când vom aranja bretonul nu va fi mai scurt față de partea din spate, să se vadă partea din spate
peste breton. Și luăm de aici care e cel mai lung și tăiem drept, paralel cu solul tot. Și mergem din față până în spate, ne-am luat ghid din prima șuviță tăiată. Trecem mai departe, luăm jumate șuviță, jumate ghid. În momentul în care am ajuns la spate, aici în creștet, putem să mergem pe forma capului. Că aici deja nu se mai întâmplă să se vadă ăla din față. Acum avem șuvița ghid pe mijloc, pe care am tuns-o, și șuvițele pe care trebuie să le punem de pe lateral. Vom pieptăna șuvița ghid pe una din părți și vom lua prima șuviță din față, o ridicăm la fel, perfect drept, ne uităm la șuvița ghid care e de aici, tot ce e aici, tăiem pe drept, ținem cont de șuvița ghid. După ce am făcut prima șuviță, deja este mult mai ușor. Pentru că a doua o ridicăm cu tot cu prima și aici avem așa, avem șuvița ghid de aici, de pe mijloc, pe care am făcut-o, dar avem și șuvița ghid pe care am tăiat-o dinainte. Și este foarte ușor să mergem așa, cu jumate de șuviță tăiată, cu jumate cea care urmează să fie tăiată și să mergem la fel până în capăt, în spate. După ce am terminat toată partea de top, mergem aici unde se îmbină topul cu lateralele, luăm șuvița și o să vedeți că dacă trageți un pic pe forma capului, o să vă arate de la șuvița de aici și la șuvița aici exact ce trebuie să tăiați, ca să se facă și acolo o legătură. Ia uitați, de aici, aici, se face o legătură și se așează părul mult mai ușor. Cum se separe ție cel mai tare? Că tu ești tunsorul. Eu sunt tunsorul? Da, și tu știi. Am înțeles. Tunsorul ce face? Unde? Și frizerul? Tot unde. A, ăștia amândoi fac același lucru. Da. Am înțeles. Acum, la final, să facem și conturul tunsorii. Aici depinde de voi dacă vreți să faceți contur și în partea din față sau doar pe lateral și la spate. Dar poate te întâlnești cu Maria. De ce zâmbești așa când ai zis că te întâlnești cu Maria? De asta nu vorbim. Nu vorbim de asta? Acesta e rezultatul. Așa, să filmezi și să arăt că acesta e rezultatul, nu? Da. Dar tu de unde știi? Așa se zice. Dar tu de unde știi că așa se zice?
Pentru că am văzut din vlogurile tale. Ai văzut din vlogurile mele? Da. Deci mă urmărești pe YouTube? Da. Măcar păi tu nu să mă urmărești. Nu e degeaba și fratele meu și normal că tu mă urmărești. Pa! V-am pupat, pa! Pa! Și să dați cel mai mare like! Someone